După sărutări criminale, ce s-a întâmplat, de ce te uiți așa la mine? Concentrează. După sărutări criminale, Maxim dă lovitura cu Vreau să te. Viața asta este nu știu ce, dar eu vreau să te. de vizionări pe YouTube în mai puțin de o lună și foarte multe voci care spun că videoclipul este copiat după cel al piesei What Makes You Beautiful de la One Direction. Și apoi mai vreau de seara să stau. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Mașina, plaja, fetele, e clar de unde este inspirat clipul. Ce nu știe foarte multă lume este de unde s-a inspirat Adrian Sână pentru versuri. E bine, este vorba despre o reclamă veche de 12 ani. Viața asta este nu știu ce, dar eu vreau să te, dar eu vreau să te, dar eu vreau să te. Auzi? Trescova, Trescova. Viața asta este nu știu ce, dar eu vreau să te. Dar eu vreau să te. Nu știu. Da, tu Crescova. Băi, boss, știi ce mă macină pe mine? Că ei e 4 și are doar 3 fete. Asta înseamnă că 2 dintre ei vor să pe aceeași. Nebunilor, vreau să te întrec. Sau e posibil ca unul dintre ei să nu fie fan One Direction, ci The Other Direction. Rămânem pe plajă cu noua piesa lui Ami, Playa în Costa Rica. Arriba, 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 arriba. Te quiero junto a mí. Siempre yo me veo en tus brazos. Es como en una playa en Costa Rica. Cu acest clip este că regizorul lui nu știe spaniola. El a crezut că playa în spaniolă castiliană înseamnă ploaia și a copiat clipul greșit. L-a făcut după cel al piesei Ploaia de la Mihai Ristea și Don Baxter. Ploaia nu înseamnă ploaia și tot întâmplător ambele clipuri au fost filmate în cazinoul din Constanța. Cum care cazino? Clădirea aia, simbol a orașului, care e lăsată în paragină. Păi dacă e filmată în cazino la Constanța, în loc de Playa în Costa Rica, trebuia să se cheme piesa Playa lui Mazărica. Băi, boss, ci că regizorul ăsta de a copiat ploaia, mi-a zis mie regizorul ăsta altul de-a făcut ploaia, că s-a enervat, știi, și e prietenaș cu mine, știi cum zic? Ei, și mi-a zis că ăsta s-a îndrăgostise de una prin Costa Rica și l-a lăsat aia, dracu! Păi ea îi zicea soi embarasada și ăsta o ducea la ambasadă. Ea îi zicea te quiero și ăsta venea cu echeru. Ea îi zicea te spero și s-a dus ăsta și a cumpărat un espero de la vechi. Și când a văzut aia rabla, l-a lăsat, sărmanoles, largă-te de aceea, te-a drept. Piesa pe care o pun astăzi pe repeat nu este nouă, este din ianuarie, dar nu prea am auzit-o pe la noi. Christina Perry, Human.
Poliția muzicii se oprește aici, aștept sugestiile voastre pe site și pe pagina mea de Facebook. Eu sunt Sebastian Coțofană, voi sunteți pupați și nu uitați, tot ce cântați poate și va fi folosit împotriva voastră.